Ionuța Încă, foarte iubită în toată țara, o artistă a folclorului românesc, cu un palmares și cu activitate concertistică și discografică frumoasă, a câștigat trofeul Crizantema de Aur în anul 2018 și în această seară ne va interpreta două romanțe minunate, De tine nu mai este dor, Florentin Del Mar, și o romanță lansată la concursul de creație a compozitorului Constantin Bartan, Viața e joc de noroc. Doamnelor și domnilor, în transmisiune directă online de la Muzeul Casa Romanței din Târgoviște, Nicoleta Vasile. Tine nu mai este dor,
Violeta Vasile, trofeul chizantemare al 2018. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că aș dau din casă, cum să spun, din casa romanților. Noi ne întâlnim adesea și la casa romanței și ne gândim.